Salutare! Te-ai întrebat vreodată cum poți să memorezi lucruri de 10 ori mai rapid? În acest videoclip îți voi arăta un mod simplu și practic prin care poți ține minte o groază de lucruri într-un timp foarte scurt. Noi reținem informații în două moduri principale. Cu ajutorul cuvintelor folosim memoria verbală sau cu ajutorul imaginilor folosim memoria vizuală. Acestea sunt două procese mentale distincte care duc la rezultate complet diferite. Majoritatea oamenilor nu realizează cât de mare este diferența în rezultate folosind cele două procese. De aceea am creat un test foarte rapid, astfel încât tu să poți experimenta chiar acum eficiența celor două procese de memorare. Pentru început, haideți să-ți testăm memoria verbală. Am să-ți dau o listă de 10 cuvinte și vrem să vedem câte dintre acestea poți reține. Să începem. Sticlă. Coroană. Submarin. Aviz. Hotel. Kiwi. Baterie. Melc. Altar. Banan. Ok, pauzează videoclipul și notează toate cuvintele pe care le-ai reținut. Deci, cum a mers? Dacă ești ca majoritatea persoanelor, ai reușit să reții între 5 și 7 cuvinte, nu neapărat în ordinea corectă. Acesta a fost testul memoriei tale verbale. Acum haideți să-ți testăm și memoria vizuală. Am să-ți dau o nouă listă de cuvinte, dar în plus, de data asta am să spun și o poveste scurtă și am să desenez. Pentru a activa memoria vizuală, doar creează o imagine în mintea ta a lucrurilor pe care le descriu. Poți chiar să închizi ochii dacă vrei să-mi asculți doar vocea. Să-i dăm drumul. Avion. Imaginează că zbori într-un avion de pasageri de un alb imaculat. Cum privești pe fereastră, ești foarte entuziasmat să știi că zbori spre marele New York pentru prima oară. Scafandru. Stând în avion, contemplând frumusețea cerului albastru, apare un scafandru imens de nicăieri care se așează gălăgios lângă tine. Te întrebi în mintea ta, oare ce caută cineva îmbrăcat într-un scafandru uriaș în avion? Tort. În aceeași clipă în care scafandrul ia loc zgomotos, încep și stoardezele să cânte strident la mulți ani, ducând în brațe un tort imens de ciocolată. Un tort de ciocolată care arată foarte delicios. Veveriță. Este ziua de naștere a scafandrului. Toți oamenii din avion încep să cânte și ei la mulți ani, moment în care o veveriță mică, roșcată și nedumerită, care se afla în interiorul tortului de ciocolată, zboară dintr-o dată afară din tort. Bucăți din tort sunt împrăștiate astfel pe toți pasagerii. Palmier. Rostogolindu-se de câteva ori prin aer, veverița roșcată este prinsă și aruncată afară din avion de un pasager furios. Din cauza curentului de aer creat, ești tras și tu afară din avion zburând prin văzduh până aterizezi pe un palmier imens. Carte. Palmierul imens îți atenuează căderea și astfel îți salvează viața. Puțin julit, te uiți în jur și vezi o carte groasă de un auriu strălucitor aruncată lângă palmier. Rachetă. Ridici cartea aurie de lângă palmier și o deschizi. Pe prima pagină scrie cu litere mari de tipar. De pe această insulă se lansează rachete în spațiu. Fiind curios de idee, decizi să cauți și tu o rachetă cu care să zbori în spațiu. Ciorapi. Ajungând lângă o rachetă albă, doi soldați americani te întâmpină prietenos. Îi spun că în mod normal nu ai dreptul să te urci la bordul unei rachete fără să faci parte din echipaj. Dar având în vedere că ai ciorapi fin cu steagul american, îi vor face o excepție. Cal. Urci în racheta strălucitoare și te așezi pe un scaun. În acel moment, observ că în fața ta stă un pilot, care în mod ciudat nu este un om, ci un cal cu coamă neagră foarte deasă. Oglindă. Se pare foarte ciudată ideea că un cal pilotează racheta, așa că te uiți într-o oglindă curată din dreapta calului cu coamă neagră pentru a verifica dacă este cu adevărat un cal sau doar ți s-a părut. Imaginea din oglindă confirmă faptul că un cal negru pilotează racheta. Vin. Calul negru se întoarce dintr-o dată spre tine și îți oferă un pahar de vin roșu. În acel moment îți dai seama că el a băut câteva pahare de vin roșu înainte să-ți ofere ție unul și că este destul de beat, motiv pentru care zburați într-o direcție greșită. Indian. Într-un final, beat de la vin, calul aterizează racheta în curtea unui indian care poartă un costum foarte colorat. Acel indian își dorea de mult timp un cal, așa că atunci când îl observă pe calul negru coborând din rachetă, sare pe el, îl călărește entuziasmat și ție îți dăruiește un cufăr plin cu aur în schimbul calului. Tu iei aurul și trăiești fericit până la adânci bătrâneți. Sfârșit. Ok,
Pauzează videoclipul acum și notează pe o foaie sau pe calculator câte cuvinte ai reușit să reții folosind memoria vizuală. Secretul este să creezi o imagine în mintea fiecărei ilustrații din poveste. Vezi diferența? Și am făcut ceva mascat. Ți-am spus 12 cuvinte, nu doar 10, dar majoritatea persoanelor folosind memoria vizuală ar fi reușit să rețină de la 9 până la toate cele 12 cuvinte, chiar și în ordinea corectă. Lasă un comentariu în josul paginii spunându-mi ce punctaj ai obținut folosind memoria verbală în comparație cu cea vizuală. Tehnici ale memoriei vizuale există de foarte mult timp, dar din motive destul de ciudate, mulți oameni cunosc doar tehnici ale memoriei verbale. Tehnicile verbale sunt lucruri precum acronimele, asociațiile de cuvinte, rimele sau chiar cântecele. Dar toate acestea necesită o repetiție care este de multe ori plictisitoare. Ele pot fi bune pentru a ține minte câteva cuvinte, dar acestea nu activează puterea extraordinară a memoriei vizuale. Folosind aceeași tehnică de memorare vizuală practicată în acest videoclip, poți memora foarte multe lucruri care până acum poate ți s-au părut imposibil de a fi reținute. Nu uita să-mi spui ce scor ai avut folosind ambele metode de memorare și dacă ți-a plăcut acest test, te rog să-l distribui și prietenilor tăi pentru a vedea dacă memoria lor este la fel de extraordinară ca a ta. Îți mulțumesc pentru atenție și sper că ai învățat ceva nou.